Alex, când te gândești la Florin Chilian, cam cum l-ai caracterizat? Ca fiind un artist sensibil? Dar de Mihai Mărgineanu ce îi zice? Un artist talentat ce scrie versuri acide și jucăușe. Hai să-ți demonstrez diferențele dintre cei doi. O să fii uimit când vei vedea de fapt care-i cel mai sensibil și cine-i zevzecul. Florin Chilian și Mihai Mărgineanu, oare care o fi cel mai sensibil? Știm, vreți să spuneți Florin Chilian. Artistul însă e revoltat, vrea să dărâme un mit. Trebuie să-l repun pe domnul Mihai Mărgineanu în drepturi. Toată lumea are senzația că între noi doi, eu sunt ăla sensibil. Vreau să pun lucrurile la punct. Mihai este cel sensibil, jur, vă dau cuvântul meu de onoare. Eu sunt ăla zevzecu, dar... Și acum fiind, o să ne lămurim. Acum vreau să vă lămuriți și să-l repun în dreptul pe statuia care, pe care i-am luat-o, cum să spun, și pe care oamenii mi-o atribuie mie necuvenit. Deci soclul ăla cu băiatul sensibil și la locul lui și la casa lui și e Mihai. Doamne, să-l urăsc pe ăsta. Despre Mihai Mărgineanu putem spune că, într-adevăr, artistul este un familist convins, în ciuda versurilor de ochiate din melodii. Cântărețul este căsătorit de 6 ani și are 2 copii. Și cum extremele se atrag, cei doi au devenit prieteni foarte buni, iar acum au numeroase proiecte împreună.